Este dimineață, de vreme, copiii încă dorm și eu am venit să-i pregătesc pachetelul pentru grădinițe lui Eric. Și săptămâna aceasta am un singur pachetel de pregătit, având în vedere că Ed este în vacanță. Și am făcut sandwich cu șuncă, brânză, o chestie de uns pe pâine. De la Gen Martinel, ca un fel de pateu, cred că este, de altfel se numește aici Berchen și nu mai știu cum. Așa, lângă i-am pus și un iaurt cu fructe, cred că este cu smeură, da, cu smeură este. Și lângă i-am pus și smeură, i-am pus și o broscuță din aceasta, o scobitoare în formă de broscuță și acesta este pachetelul pentru ziua de astăzi. Și acum mă duc să-l trezesc ca să îl duc la grădini. Mi se mai kindi, nu mai se mai kindi, mi se mai kindi, nu vedem se vedem se acasă, nu tin cu mamice. Am vrut să vă zic că mergem la Kindy. Mergem la copii și la doamnă. Da. Să cânti. Cum cânti tu la Kindy? Asta. Ia să văd. Acum. Ia mai fă o dată. Așa dansezi? Da. Îți place să dansezi? Și să cânti? Așa. Așa. Foarte frumos. Bravo. Așa faci. Arăți că faci așa. Foarte bine. Gata, mergem la copii și la doamnă. Ia vaccin. Hai, ține tu. Mă se machindi din astăzi cu mamița. Din nou. Frumusețe. Ești frumos, foc. Foc, 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 foc. Vreau să-mi dea mână, mai rar, că de obicei nu vrea să-mi dea mână și să mergem așa de mână împreună, dar acum a vrut, mă bucur. Neața, în mod oficial și bine ați revenit pe canalul nostru la un nou vlog în familie. M-am întors de la grădiniță, l-am dus pe Eric și când am ajuns acasă mi-am luat vitaminele. Eu iau vitamina D3 și vitamina K2 și vă recomand și vouă să luați, în special în perioada iernii, pentru că corpul nostru are nevoie de vitamina D3 și deseori nu ne luăm suficientă de la soare sau din alimentație, așa că vă recomand și vouă să luați, pentru că multă lume are deficiențe de vitamina D3. Cam 60-70% din populația Europei are deficiență de vitamina D3, însă multe persoane nu știu că au și vă recomand, dacă luați vitamina D3, întotdeauna să o luați împreună cu vitamina K2, nu K1, K2, ca să transporte calciul din locurile depozitate greșit în locurile în care trebuie, adică în oase și în dinți. Este foarte, foarte important lucrul acesta, să nu uitați vitamina D3 împreună cu vitamina K2. Dacă vreți să aflați mai multe informații despre aceste vitamine și de ce sunt atât, dar atât de importante pentru corpul nostru, o să vă las linkul în descrierea acestui filmuleț la un doctor care explică foarte, foarte bine multe lucruri despre aceste vitamine, doar că el vorbește în engleză, canalul este în engleză, dar mulți dintre voi știți limba engleză, așa că nu cred că o să fie o problemă și nu o să înțelegeți, așa că toate informațiile necesare o să le găsiți în descrierea acestui filmuleț de pe canalul lui. Și astăzi, pentru că Eddie este în vacanță și vreau să petrec mai mult timp cu el și să fac și alte lucruri, vreau să
Mergem în oraș să servim micul dejun împreună la o cafenea. Sper doar să nu fie problemă cu Eddie, pentru că nu are test. Adică nici nu știu dacă trebuie să aibă test. Eu sunt vaccinată, pentru mine nu este o problemă, dar aici în Tuttlingen a crescut foarte mult numărul persoanelor infectate și nu știu dacă ne lasă sau nu, dacă trebuie să aibă test sau nu. Oricum o să mergem în oraș pentru că i-am promis și o să încercăm și nu știu dacă nu se poate, eventual o să luăm la pachet ceva pentru acasă. Este zahăr pudră. Știu. Am ajuns la cafenea și vrem să servim micul dejun. Să petrecem timp împreună, să mai povestim, să citim. Am adus și o carte ca să citim. Poftă bună, iubirea mea. Ce bine arată. De ce cafea mea a făcut în straturi? Vezi? Câtă culoare are. Îți place? Da. Vrei să-ți dau ciocolata caldă? Sau o gust, da? Poftă. Vrei să-ți amestec sau amestești tu? Da, eu.
ajuns acasă. Ta-na-n! Vrem să ne jucăm amândoi Minecraft. Prima dată când mă joc Minecraft cu el. Să vedem dacă mă descurc. Cred că o să iau bătaie la Minecraft. Ok, începem jocul. Hai. I'm open plant that aici și se duce. Acolo. Ok, și ce trebuie să fac eu acolo în lumea aia? Ce trebuie să fac? Don't creative nimic, doar că în survival trebuie să fii defender. Adică să apăr? Da, să te aperi singur. Și suntem în survival? Da, doar în survival. Ok. Dacă mami? Și nu trebuie să construiesc și ceva? Da, adică am construit deja o casă de cine. Și de cine trebuie să mă apăr? De zombie și skeletons, creepers. Ok. Și cum mă apăr de ei? Mami, stai, nu doar. Ia. Imediat. Ok. Vreau cam încă de wither skeletons, nether, ghasts, încă piglins, zombie piglins. Dacă piglins, dacă vrei, poți le dai gold, iar îți dă enderpearl sau ceva. Tu știi ce zici acolo, că habar nu am, dar o să văd. Iar? Dar trebuie să-mi arăți cum mă apăr, că nu știu cum, iar pe ce apăr. Mami, iar Enderman, știi ce înseamnă la Enderman? Nu ce trebuie să te uiți la ei în survival, pentru că dacă te uiți în survival, se duc direct după tine. Ok. Și cum mă apăr? Pe ce trebuie să apăs? Stai să-ți arăt. Uite-te aici, la buton, dacă stai. Trebuie să mă duc la un zombie sau... Da. Uite. Eu. Mă duc aici la un zombie. Ok. Ia. Uite. Deci încă un creeper. Stai aici. Ia. Da. Vezi? Da. Damage. Creeper. Deci din astea două. Da, nu. Doar la asta. Doar la asta. Mă duc să-l iau pe Eric de la grădiniță și este... Atât de norat afară, cred că o să înceapă și ploaia. M-am jucat cu Eddie Minecraft, dar nu le-am de nicio culoare cu Minecraft. Deloc, nici nu știu ce trebuie să fac acolo. Mie dăm să mă joc Sims, The Age of Empires, dar nu Minecraft, că nu le-am deloc de nicio culoare. Deși a fost distractiv, pentru că m-am jucat cu el și chiar a fost distractiv, m-am distrat. Deși a trebuit să-mi arate că nu știam ce trebuie să fac. Și da, mă duc la grădi să-mi iau băiatul, după care să venim acasă, să mâncăm și să vedem ce mai facem până plec eu la serviciu. Am ieșit de la Kindy și băiatul meu mai avea un sandwich rămas de azi dimineață pe care nu l-am mâncat și îl mănânc acum, așa-i? E bun sandwich-ul? Da, îți place? Hai, mergem acasă? Eric, cum? Gurmandul mic, mănâncă tot ce prinde. Deci tot ce prinde papă, nimic nu scapă. Așa-i? Da. Place mâncarea calutati. Și luăm. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Urmează să plec la serviciu, așa că vreau să fac încheierea la acest vlog aici. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!